Avem aici cafea, avem părul prins, ne apucăm de lucru și cu voi mă aud un picuț mai târziu. Astăzi începem un nou daily vlog la o oră extrem de matinală. Sper să pot să duc ziua de astăzi la capăt, pentru că este o zi extrem de grea. Îmi savurez rapid cafeaua, încep să lucrez și cu voi mă aud mai acuși. Câteva ore mai târziu, atât la fel de rău, dar urmează să merg să fac duș, vreau să mă spăl pe păr, vreau să mă machiez puțin de el și să merg la sală, ceea ce este 8 acum. Sala se deschide la ora 9, așa că aș vrea să mă pregătesc ca la 9 să merg la sală. Miu, încă-l, mami. Of, n-am timp să te iubesc, n-am timp să te iubesc acum. Lasă că te iubește, mami, mai târziu. Asta merg să fac acum și cu voi o să mă aud, cred că, direct când plec către sală. Pentru că doar merg să mă spăl pe păr, să fac rapid duș, să-mi usuc părul, să mă machiez puțin ten și pornim către sală. Între timp mi-au și ajuns un colețel astăzi, dar o să vi-l arăt eu în a doua parte a zilei, văd eu când prin timp, pentru că aș vrea să vă arăt și vouă ce am primit. Am ajuns acasă de la sală, v-am tras și vouă câteva cadri. Ceasul este 10:30 acum și afară este această lumină. Plouă, este o zi ploioasă, o să vedem ce o să facem astăzi, dar începem un nou daily vlog. M-am gândit să fac așa un daily de weekend, vedem ce se mai întâmplă și ce mai facem. Mâine au anunțat vreme frumoasă, au anunțat soare și cald, astăzi plouă. O să vedem dacă o să avem soare mâine, că în ultimele zile parcă tot ploaie a fost. Vreau să pun să-mi fac ceva să mănânc, pentru că mi este foarte foame. Am mers la sala acum dimineață pentru că este mai liberă sala când se deschide, s-a deschis la 9. O să vedem ce facem astăzi. Intenționez în seara aceasta să mă uit să văd ce filme sunt la cinema, că aș vrea să le iau pe Florin și să mergem la un film. Miuța, poate voi era dor de ea. Bibica. Bibica. Asta este un moment de iubire, că dimineața nu am avut când să ne iubim. Florin încă doarme, eu m-am trezit și m-am dus singurică la sală, pentru că nu știu astăzi cum mai reușesc să mai ajung, nu știu el ce clienți are la sală, dar eu am vrut să merg ca să-mi fac antrenamentul. Bun, vă arăt ceva, ce-mi fac să mănânc pentru micul dejun din această dimineață, vă arăt și ce facem, vreau să pun niște hăinuțe la spălat, în cazul în care o să mergem de seară la film, o să vă iau și pe voi cu noi. Dar, în orice caz, începem un nou daily vlog, este sâmbătă și asta este vremea perfectă pentru starea mea de bine. Și înainte de toate vreau să pun să mai fac încă o cafea, că am băut doar una înainte să plec și intenționez să mai fac încă una și aș vrea să-mi fac în cănița asta așa de toamnă. Nu prea este chiar toamnă afară, dar în orice caz parcă începe să se simtă un picuț mai toamnă cu ploile astea. Dar la cât de cald a fost zilele trecute, parcă nu am prea avut toamnă. Mic dejunul din această dimineață arată cam așa. Am 50 de grame de pâine integrală cu semințe. Am pus peste 50 de grame de humus, este acel humus pe care l-ați mai văzut la mine și vi l-am tot arătat. Și 50 de grame de brânză cremoasă de la Prezident. Așa arată mic dejunul meu din această dimineață. Și aici am o cafea cu 30 ml de lapte și puțin îndulcitor. Așa începem dimineața de astăzi. Haideți că după sală am intrat repejor și până în DM, că trebuia să iau șampon pentru că nu mai aveam în casă și bineînțeles că nu am plecat doar cu șamponul. Am luat șampon, ăsta este șamponul pe care l-am avut și luna trecută și să știți că îmi place foarte tare.
Are și ulei de ricin și am senzația că mi-a dat drumul la creșterea părului. Eu încerc acum să-mi las din nou părul să crească. Mi-a trecut cu părul scurt, la mine cam atât durează, câteva luni, dar am deja aproape jumătate de an de când m-am tuns. Bine, am vreo 4-5 luni, cam așa, dar o să las să crească pentru nuntă. Ăsta este șamponul pe care l-am avut și luna trecută și mi-a plăcut super tare și mie și lui Florin, pentru că îl folosește și el. I-a spus frizerul lui că șamponul bărbătesc îi asprește prea tare părul și să încerce să folosească un șampon dintre ăsta, așa că și el se spală tot cu orice șampon folosesc eu, nu mai folosește șampon bărbătesc. Dar am intrat pentru șampon. Am mai luat și o rezervă din aceasta de săpun lichid și am luat cu mirosul ăsta, cu magnolie și zmeură. Nu am mai încercat varianta asta până acum, o să vedem cum miroase, n-am desfăcut-o încă, dar are un preț foarte bun și nouă ne place. Săpunelul ăsta de mâini, mie mi se pare că lasă mâinile foarte catifelate, curăță super bine și chiar are un preț foarte bun. De regulă merg pe varianta asta de rezervă pentru că avem deja recipientul în baie și atunci doar iau rezervă și umplu. Din toată cantitatea asta eu umplu cam de 3 ori. Are 850 ml, cam de 3 ori pun eu în rezerva pe care o avem la baie. Am luat și un gel de duș și am găsit varianta asta de la Vidal. Atât de tare îmi plac gelurile astea de duș. Deci sunt ceva divin. Știți deja că eu aveam varianta aceea cu turcoaz, nu mai știu exact cu ce miros este, care este preferata mea și am primit din Italia când au venit acum mama ea lui Florin și cu nașii noștri. Am primit un Vidal cu aromă nouă, care nu-l găsesc în România, niciodată nu l-am găsit nicăieri, nici în Oșan, nicăieri nu l-am găsit. Dar în DM am găsit astăzi varianta asta, pe care tot așa noi nu am mai testat-o, eu nu am mai găsit-o până acum în DM-ul la care obișnuiesc să merg. Și miroase divin și ăsta, o să vedem cum o să se mențină pe piele după duș, dar am zis că hai să iau și un gel de duș. Când am ajuns la casă, doamna care era acolo, casa de marcat, mi-a spus că au ceva ofertă la acest gel de duș. Dacă mi-aleg un gel de duș de la ei, aveau vreo 4 sau 5 arome, primesc acest portfart cadou, așa că asta am și făcut, dar i-am spus că o să-l iau oricum pe amândouă. L-am luat și pe ăsta și mi-am ales și acest gel de duș. Nu am mai testat geluri de duș din gama aceasta, de la Lux. Chiar nu am mai încercat, o să vedem cum o să fie, dar mi s-a părut foarte interesant. Am aici și bonulețul, gelul ăsta de duș a fost 20 de lei și 45 de bănuți și am primit cadou acest portfart care este de la Dove și este foarte fain. O să revin cu părerea mea despre acest gel de duș când o să-l testez, dar este prima oară când l-am achiziționat. Și ce am mai luat a fost un pachetel de gumi care deja este la Florin și mi-am luat din nou un ruj. Este un ruj mat, l-ați tot văzut la mine pe canal. În ultima perioadă l-am schimbat pentru că ultima oară când am fost mi s-a terminat. Nu am mai găsit varianta asta care este un picuț mai spre crem și am luat ceva mai înspre roz și eu de regulă puneam o picătură de fond de ten pe buzi ca să îl duc în tenta aceasta de mai, nu știu, nude, crem. Așa că l-am găsit. Ăsta este rujul pe care îl vedeți de cele mai multe ori în clipurile mele și de care m-ați întrebat foarte multe dintre voi. Acesta este, îl găsiți în DM. Asta este tot ce am cumpărat și pe toate astea am dat 92 de lei. Dacă ieri n-am putut să mănânc aceste brioșeli, așa arată prânzul meu de astăzi, o să mănânc o brioșică, văd dacă pot să mănânc și pe cealaltă, dacă nu o să mănânc mai târziu, dar în principiu pe asta tăiat o să mănânc sigur. Nu știu cum au fost ieri, Florin a mâncat din checul lui, dar eu nici măcar nu am gustat, sincer, nu știu dacă este dulce, dacă nu este, lui i-a plăcut, a zis că e foarte bun, dar eu abia astăzi gust din brioșelile astea pe care vi le-am arătat eu ieri. Au trecut ceva zile de la vlogul pe care l-am postat, dar ieri am filmat rețeta pentru voi. Ca o micuță gustare, o să vreau să-mi dizolv în apă acest plic de proteină. Eu l-am cumpărat de la sala la care mă antrenez, de la Stay Fit, dar vreau să vă spun că această aromă de caramel este divină. Noi mai cumpăram proteină în genul acesta și mai puneam în deserturi.
Dar ce vreau să fac acum este să o dizolv în puțină apă și să o beau așa ca pe un shake, pentru că vreau să-mi fie ca gustarii, nu vreau să-mi fie o masă, dar totuși vreau să suplimentez proteina. Așa că asta o să fac acum. Haideți să vă arăt despre ce colețel vă vorbeam dimineață. Am plasat prima mea comandă pe Anrush. Pentru cei care nu știu, se ocupă cu fabricarea de absorbante și OB-uri organice. Vreau să vă spun că atâtea reclame mi-au apărut cu aceste absorbante, cât am spus că nu pot, trebuie musai să-mi comand și eu. Să știți că, spre surprinderea mea, au un preț foarte bun, nu sunt deloc scumpi, mă așteptam să fie mult mai costisitoare, dar nu, chiar au un preț foarte mic. Pe tot ce am eu aici, am dat, cred că 80 de lei, 82 de lei, cu tot cu transport, pentru că nu am avut o comandă suficient de mare încât să-mi fie transportul gratuit. Deci pe tot ce urmează să vă arăt aici, am plătit 82 de lei. În afara faptului că ele vin într-o cutie foarte, foarte drăguță, deci fix așa mi-a venit coletul, exact așa cum îl vedeți. De aici am deslipit eu AVB-ul, dar fix așa mi-a venit colețelul și uitați câte detalii frumoase pe cutie. Vă arăt acest colețel din simplu fapt că am rămas impresionată, încă nu am testat produsele, urmează să le testez, dar vreau să vă spun că nu este o colaborare plătită, toată comanda a fost achitată din bănuții mei, așa că vreau doar să vi le arăt. Am prins și o ofertă, însemnând că dacă plasați o comandă până pe 26 septembrie și clipul acesta o să încerc să ajungă la voi într-un timp util, primiți cadou un mini parfumel de la Yves Rocher. Acesta este. Știți deja că eu am avut anul trecut calendarul advent de la Yves Rocher și am testat foarte multe produse din gama lor. O parte dintre produsele testate le am în rutina mea zilnică și în momentul actual la aproape un an distanță, dar pe partea de parfumuri nu am testat prea multe. Am testat tot ce am avut anul trecut în calendarul advent, tot așa un mini parfumel, cred că tot 5 ml avea. Dar să știți că acest parfum miroase divin, este un parfum floral. Eu nu sunt cu parfumurile florale, dar acesta este atât de fresh și de fain, așa că îl primiți cadou, indiferent ce comandă plasați, puteți să plasați o comandă și de 20 de lei. Acest mini parfumel de 5 ml îl primiți cadou oricum. Ce am mai cumpărat eu aici? Am cumpărat câteva absorbante. După cum bine știți, eu am deja foarte multe OB-uri în casă și intenționez să le folosesc pe acelea, pe parte de OB-uri, până le termin. Nu neapărat că sunt cu economia, dar nu-mi place să arunc lucruri pe care le-am cumpărat și pe care am dat bănuții. Așa că am mers pe varianta aceasta de absorbante. Pe timp de noapte eu folosesc absorbantele acestea. Așa că o să le testez și o să revin la voi cu o părere foarte sinceră, dar la cât de multe păreri bune am auzit, cu siguranță o să-mi placă. Sunt 100% organice, din bumbac și, nu știu, o să fie foarte fain să le testez. Ce mi s-a părut foarte interesant, am găsit la ei pe site niște paciuri pentru durerile menstruale. Sunt 3 în această cutiuță. O să vă inserez pe ecran prețurile la fiecare produs în parte. O să vă spun și cât am dat pe aceste absorbante. O să vă spun și cât am dat pe paciurile astea, pentru că nu mai am acum lângă mine facturica aceea, AVB-ul, ca să văd cât am dat pe fiecare. Dar sunt atât de curioasă să testez aceste paciuri. Deci eu am niște dureri menstruale uneori foarte mari, însemnând în primele zile. Așa că abia aștept să testez aceste patch-uri și să vedem cum o să fie. Și ce am mai cumpărat eu este o mini borsețică dintre asta pentru absorbante, pentru că atunci când merg undeva și le iau cu mine, aveam ceva, tot port foarte micuț pentru absorbante și UB-uri, dar mi s-a stricat. Așa că am zis că este momentul perfect să achiziționez unul nou și am mers pe varianta aceasta. Asta este toată comanda mea, eu asta am avut în comandă, am primit și acest mini parfumel, v-am spus deja că am dat 82 de lei, ceva în genul acesta, dar oricum o să vă inserez pe ecran.
Și totodată vreau să vă spun că am primit și un cod de 10% reducere la plasarea primei comenzi. Haideți ca să acopăr eu aici codul meu QR. Dar ei încurajează foarte tare răspândirea asta a informației. Așa că mi-au oferit un cod de 10% reducere. O să vi-l inserez pe ecran. Și prin acest cod beneficiați de un discount de 10%. Să știți că prețurile lor sunt foarte bune și chiar dacă nu aveți un cod de reducere, tot se merită să plasați o comandă, pentru că nu aveți absolut nimic de pierdut. Dar o să revin la voi cu părerea mea despre aceste produse. În cazul în care plasați o comandă, v-aș ruga să vă folosiți de codul meu de reducere, pentru că mă ajută foarte mult și la rândul vostru o să primiți și voi un cod de reducere când o să plasați prima comandă. Dar dacă tot vi le-am arătat, am zis că poate am printre urmăritoare fete care încă nu le-au testat sau care le cumpără de ceva timp și își doresc un discount de 10% reducerii, așa că v-aș mulțumi enorm de tare dacă v-ați folosit de codul meu de reducerii. Cam ăsta este colețelul de astăzi. Ce o să vreau să fac acum? O să fie să merg în bucătărie, pentru că vreau să fac un pui întreg la cuptor. Mai avem un pui de la părinții lui Florin. Vreau să fac un pui întreg la cuptor cu niște cartofi și o ciorbă de legume cu cărniță de pui. Asta urmează să fac acum, dar am zis că 2-3 minuțele vorbesc cu voi ca să vă arăt colețelul de astăzi, să pot să mă întorc eu în bucătărie. Avem puiul și cartofii care urmează să meargă la cuptor. Între timp am fiert cărnița pentru ciorbă, pun să tai legumele și să finalizez și cu ciorba, cât o să stea puiul și cartofii la cuptor. Așa arată cina mea. Am aici cartofii care sunt deja gata, cărnița, puțină salată și niște gogoșari în sos făcuți de mama. Să avem poftă! Cam acesta a fost clipulețul de astăzi. Am venit la baie, urmează să mă demachez și să fac o baie în cadă cu spumă. Dar cam acesta a fost clipulețul de astăzi. O să avem și clipuri mai lungi și clipuri mai scurte. Dar să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți dacă ați testat absorbantele pe care vi le-am arătat. Să nu uitați de codul meu de reducere, o să vi-l las și în descriere și o să vi-l fixez și în primul comentariu. În rest, nu știu ce să nu mai uitați, o să ne vedem în clipulețul următor, care sper eu să ajungă la voi destul de curând. Vă mulțumesc pentru vizualizare, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați, puteți să mă susțineți și cu un like. Iar noi o să ne vedem în clipul următor. Să aveți o dimineață, o după amiază sau o seară cât mai plăcută. Vă îmbrățișez și ne vedem curând. Pa, pa!